Dacă tu ești a Domnului, glasul tău trebuie să se audă în cer. Dar ca să ți se audă glasul în cer, trebuie glasul din cer să-l auzi tu întâi. Mărească-se Domnul Iisus! Și glasul din cer către tine te va trimite și te va aduna și îți va spune ce ai de făcut. De exemplu, eu din Canada nu plec până când Duhul Sfânt nu-mi vorbește. Să pleci sau să nu pleci. Și de data asta a spus, așteptam din primăvară, dar nu mi-a vorbit Duhul Sfânt. Și când a fost în luna iunie, de 3 ori ne-a vorbit că trebuie să plec. Așa că în 17 iulie ne-am făcut valiza și am venit în țară. Te vei duce, eu te voi însoți, dar în 2 locuri vei avea împotriviri. Și așa s-a întâmplat. Dar nici nu m-am supărat, că am știut că sunt organizate. Măriți să fie, Domnul! Deci, e așa de bine să umbli călăuzit de Domnul, să asculți tu ce zice El. Și apoi după aia poți să mergi înainte. Odată sunt săra și locuiam încă în Sebeșel, aveam o motoretă Super Carpați, săraca de ea, și primesc o îndemnare să plec. Miuță scumpă, sunt sară, sunt tunecă, nu vrei să vii cu mine? Unde, mă? Știi unde? Trebuie să mergem la Stâncești. Unde o fi aia? Hai că ne îndrumă Dumnezeu. Și ne-am urcat amândoi pe căpruța aia mică, pâr. Am sosit la Sebeș, de la Sebeș la Orăștie, de la Orăștie la Simirea, de la Simirea la Deva, de acolo către Dobra. Și înainte de a ajunge în Dobra, ceva în stânga, în munță aia bătrânii. Mă, și ne-o dus de-ata motoretă până acolo. Când am ajuns acolo, era 1 noaptea. Vasile, pe cine sculăm noi la 1 noaptea? Se va scula cineva, să vedem. O trimitere nu știi de ce și unde, dar trebuie să o împlinești. Ne dăm jos de pe motoretă și pășim un pic mai înainte, la prima casă, în camera din față, lumină. Când ne dăm jos, acei, numai un pic stăm, iasă sora afară. Închide ușa, fuga înăuntru și le spune, o venit fratele Hozan, era 1 noaptea. Când mă bag acolo, era Ștefan din Feleac, era mai mulți, și de 3 zile și de 3 nopți, ei n-au mâncat, n-au beut apă, și cerea de la Domnul să trimită Domnul pe cine vrea El pentru împlinirea unor juruințe a lor și un lucru pe care îl cereau ei. Aleluia. Și vedeți acum ce păcat făceam eu dacă n-ascultam și nu merem. Dar ce har, dar ce bucurie, dar ce minunăție că Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. De la 10 de kilometri am sosit acolo la 1 noaptea. Apoi după aceea bucurie și așa, și apoi făcut și o masă, am mâncat cu toți și fuga înapoi. Un pic am întârziat de la servici, dar m-am dus la servici.